ziua grâului de la Diosig, județul Bihor s-a consacrat ca fiind cea mai mare sărbătoare dedicată culturilor de cereale păioase. Evenimentul a reunit și în acest an peste 1000 de participanți, majoritatea fermieri, dar și profesioniști din agribusiness și oficialități. Atracția principală de la ziua grâului au reprezentat-o loturile demonstrative și atelierele tehnice în care agricultorii au primit recomandări tehnologice din partea celor mai reputați specialiști din cadrul companiilor agricole. Bine ați venit la Diosig, ne aflăm pe platforma agricolă a societății comerciale Romina Agroimpex, societate care face parte din grupul Agroind. O să prezentăm astăzi aici un lot de aproximativ 60 de soiuri de grâu orz-orzoaică triticale. Vom avea alături de noi toate companiile importante producătoare de pesticide, semințe, îngrășăminte chimice care activează în piața de business din România. Platforma arată foarte bine, deși condițiile meteorologice de anul ăsta n-au fost cele mai fericite pentru noi, cele mai bune. Am avut în perioada septembrie-decembrie precipitații din abundență, dar începând cu luna ianuarie a acestui an, până astăzi cred că am avut aproximativ 60-70 de litri doar. Am avut noroc cu produsele care le folosim, toate culturile care le avem în această platformă, eu zic că arată destul de bine, ținând cont de aceste condiții meteorologice. Din punctul meu de vedere, grâul este cea mai importantă cultură care o avem în fermele noastre și pe o suprafață, zic eu, cea mai mare din România. Grâul în România, în general, se simte foarte bine. Suntem o țară producătoare destul de importantă pe acest segment, grâu, porumb, orz, orzoaică. Și tocmai de aceea încercăm să aducem în fața fermierilor cele mai noi soiuri și cele mai actuale și mai noi tehnologii pe care să le aplice în fermele lor. Agronomul Mihai Budai este cel care s-a îngrijit ca platforma de la Diosig să se prezinte spectaculos. Tehnologia aplicată a fost adaptată condițiilor specifice acestui an agricol, ce a obligat fermierii să semene mai târziu și să lupte cu seceta, chiar și în lunile în care, în mod normal, erau ploi abundente. Noi această platformă am semănat-o în data de 30 și 31 octombrie. Fapt ce a dus la evitarea atacului de afide și cicade în toamnă și astfel am evitat virozările. Dar în primăvară, la fiecare tratament, intervenție, am folosit insecticide atât de contact și ingestie, cât și sistemice, datorită faptului că nefiind iarnă, presiunea de dăunători a fost extrem de mare. În ce privește cum au mers lucrurile anul acesta, suntem într-un an foarte atipic. Dacă în februarie a început primăvara, a fost pentru prima dată de când fac agricultură și este de peste 30 de ani, când în data de 5-7 aprilie am avut parcele care erau înspicate, ceea ce normal era undeva în 5-7 mai. Deci în anul acesta recoltatul se va decala, zic eu, chiar cu 3 săptămâni va fi mai devreme. Am avut o perioadă de peste 2 luni în care nu am avut ploi cu importanță agronomică și aici vorbim de ploi care au fost cele mai mari de 4 litri. Lucru care nu a ajutat foarte mult planta de cultură, la un moment dat tindea efectiv să se usuce. Am avut noroc, ulterior au venit ploile și ca atare plantele și-au revenit, au redus producția de etilenă, s-au salvat de la îmbătrânire prematură și astăzi eu zic că ne situăm cu producții, nu ca anul trecut, 90 tone la soiuri, dar în mod sigur de la 7,5 până la 8,5, poate chiar 9, vor fi producțiile care vor fi raportate la hectar. Dacă anul trecut vorbeam de 8-9 tone producții frecvente la fermieri, din păcate, anul ăsta o să vorbim de 5.500 până la 6.500 kg la hectar. Mai mult decât atât, sunt zone în care
efectiv vor fi producții și de 3.300 până în 4.000 de kilograme la hectar, lucru care nu va ajuta fermierii să-și facă profit, nici măcar nu vor recupera cheltuielile. Uite, ne reîntâlnim în ciclul evenimentelor pe care anual noi, cei trei din partea asta de nord-vest a țării, le ducem la bună îndeplinire. Și mă refer aici la ziua rapiței, care a fost ziua griului, care face obiectul întâlnirii de astăzi, și bineînțeles ziua porumbului, care va fi undeva în septembrie și care va încheia oarecum ciclul de evenimente consacrate fermierilor și activităților pe care noi le prestăm în acest areal geografic. Este foarte important, inclusiv evenimentul de astăzi, deși se repetă, în fiecare an, practic, eu găsesc elemente de noutate, elemente noi, fiecare an are specificitatea lui, iar toți cei care interacționează cu noi, de atâta vreme, consider că au foarte multe lucruri de actualizat, de pus la punct, de comparat, de împărtășit, lucruri sau aspecte care fac parte din tot ce înseamnă informație legată în acest sens, astăzi, de tot ce înseamnă tehnologie la păioasă. În virtutea expertizei pe care eu am, vă pot spune astăzi că există un număr semnificativ de fermieri cu care an de an, dacă mă uit undeva în istoric în spate, am pornit o relație oarecum tehnică la început, care s-a transformat în amiciție și respectiv mai departe a rămas și se dezvoltă mai departe această relație, tocmai prin faptul că și-au dat seama că tot ceea ce încerc sau încercăm să facem în acest sens este și se regăsește în spre beneficiul lor direct, indiferent de specificitatea anilor, a problemelor prin care ne este dat să trecem. Din punct de vedere al specificității anului agricol 2024, păioasele cultivate în acest areal geografic nu se află la nivelul așteptărilor pe care le-am avut atunci când am conceput bugetul de venituri și cheltuieli, însă sper din tot sufletul să reușim să realizăm producții sustenabile care și din punct de vedere al costurilor pe care ni le-am asumat în acest an să nu ne aducă în zona de minus. Deci producții spectaculoase din punctul meu de vedere nu cred că vor fi, dar vor fi producții care din punct de vedere și al costurilor pe care ne-am asumat să le facem ne vor aduce în zona de profitabilitate și la capitolul cereale păioase. O serie de probleme tehnice despart culturile din acest an de producțiile așteptate. O parte dintre acestea au depins și de fermieri, pornind de la neaplicarea unor tratamente la timp și până la fertilizare, care a fost redusă în multe ferme din cauza costurilor ridicate. Fermierii, în general, nu tratează cu insecticid sămânța de grâu, ceea ce face vulnerabilitatea la atacul de afide și apoi apariția virusului piticirii să fie într-o măsură mult, mult mai mare decât era, să zic, acum 10-20 de ani. Practic, mulți fermieri care sunt mai în vârstă nici nu realizează de atacul virusului la cultura grâului. Avem ierni tot mai blânde, primăveri care încep să fie temperaturi ridicate încă din luna februarie, ceea ce face ca perioada de vegetație a grâului să se scurteze. Apoi este o problemă cu fertilizarea grâului.
dacă nu se intră de vreme în luna februarie la fertilizare ca să prinzi umiditatea din iarnă, în multe situații fertilizările de la începutul lunii martie, cum a fost și anul acesta, abia îngrășămintele aplicate au ajuns la rădăcina grâului abia în luna mai. Ceea ce face ca înfrățirea grâului, dezvoltarea lui să fie anul ăsta în dificultate. De fiecare dată, ziua grâului a atras fermieri importanți din zona de vest și nord-vest a țării. Agricultorii cu experiență au analizat atent soiurile prezentate, verificând mai ales modul în care acestea au tolerat deficitul de precipitații și atacul dăunătorilor și bolilor. Văd foarte multă muncă, respect pentru munca depusă de către acești oameni, văd utilaje, un fel de târg, un fel de ziua grâului, un lucru foarte frumos, bine organizat. Felicitări tuturor! Grâurile pe zonă arată foarte bine anul acesta. Chiar m-am uitat la câteva parcele, arată bine grâul, cred că va fi un an bun. Probabil că mai bun ca în unele zone din Arad, probabil că mai slab ca în unele zone din Arad. Vom merge pe producții de 8 tone și aici, sunt grâuri peste 8 tone. O producție mulțumitoare, zic eu. Îmi place foarte mult multitudinea de soiuri. Ai posibilitatea să vezi aproape toate companiile care vând sămânță de grâu din România, să le vezi aici, la această platformă. Acest eveniment îți oferă și prilejul de a te vedea cu prieteni, prieteni vechi, prieteni noi. Este un eveniment, pe lângă partea profesională, este și un eveniment de socializare foarte bun. Mă numesc Buzatu Constantin, sunt fermier din județul Timiș, președintele Asociației Fermierilor Crișana-Banat, care cuprinde județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Asociația noastră este alcătuită dintr-un număr de 31 de fermieri. Am venit astăzi la invitația domnului Corbuț pe această platformă intitulată Ziua Grâului, ca să ne documentăm mai bine și la fața locului despre sortimentul de soiuri. O parte din ele le avem în fermă, o parte urmează să le vedem aici și să luăm o decizie până în luna septembrie. E o zi deosebită, câmpul arată excelent aici și cred că s-au făcut eforturi foarte, foarte multe ca să se prezinte la nivelul acesta. Eu sunt cam zgârcit la note, dar nu pot să acord decât nota 10 la această platformă, atât ca mod de prezentare, ca stare de vegetație a soiurilor, cât și a utilajelor care le-au adus fermele aici, tot pentru ca să ni le arate ultimile din generația lor.